Statele Unite l-au ucis pe liderul rețelei teroriste Al-Qaeda într-o operațiune antiteroristă desfășurată în Afganistan, a anunțat un înalt responsabil al administrației americane. Conform Digi24, operațiunea a fost reușită și nu a făcut nicio victimă civilă, l-a precizat jurnaliștilor această sursă. Liderul rețelei teroriste ar fi fost omorât într-un atac cu drone, potrivit unor surse militare. Acesta împlinise de curând 71 de ani și a rămas un simbol internațional vizibil al organizației teroriste la 11 ani după ce militarii americani l-au ucis pe Osama Bin Laden. Președintele Joe Biden urmează să vorbească despre această operațiune antiterorism reușită, potrivit Casei Albe, care nu a oferit detalii suplimentare. Acest anunț intervine la aproape un an de la retragerea haotică a forțelor americane din Afganistan, care a permis talibanilor să preia din nou controlul asupra țării după 20 de ani, citat de Ager Press. Pe de altă parte, Statele Unite au mai anunțat la mijlocul lui iulie că l-au ucis pe liderul grupării Stat Islamic din Siria într-o lovitură de dronă, operațiune care a slăbit considerabil capacitatea de a pregăti, finanța și desfășura operațiuni în regiune, potrivit unui portator de cuvânt al armatei americane, relatează Digi24.ro.